bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi m-am trezit așa mai de dimineață, mi-am făcut programarea acum câteva zile pentru astăzi să merg să mă tunj, să mă vopsez. Nu l-am mai tuns de vreun an de zile, l-am lăsat să crească în liniște și pace, dar mi-am dat seama că nu mai are nicio formă. Așadar, mergem să facem o mică schimbare. Din păcate, astăzi nu am mai avut timp să mai fac cardio, dar o să compensez eu la sală. După tuns și vopsit, o să merg să fac și niște cumpărături la Lidl. Poate vă iau cu mine și pe acolo să vă arăt așa cam ce alimente cumpărăm noi. Și bineînțeles că o să filmez și antrenamentul de astăzi de la sală. Dacă până acum auziați că antrenamentul meu favorit este cel de umeri, ei bine, în ultima perioadă, mai ales pe timpul pregătirii pentru concurs, mi s-a format așa o dragoste aparte pentru antrenamentul de fesieri. Tipic fetelor, dar până acum nu mă auzeați cu fesieri, eu eram doar cu umerii. Așadar, o să fac antrenament de fesieri și femural. Ne vedem de la salon și mai ales cu rezultatul final. Să vedem ce iese. Cât stăm cu vopsea în cap, avem aici și niște gustări. Și cam acesta este rezultatul final, tuns și vopsit. Această tunsoare se numește Butterfly pentru fetele ce vor să tundă ca mine. Mie îmi place foarte mult. Schimbare de plan, nu mai merg la Lidl, deoarece Iubi are un potențial client pentru BMW-ul celălalt. Și, doamne, zici că mergi cu, nu știu cu ce, cu tank, cu ceva de genul, mașina asta la altă. Pe asta, sincer, nu prea o conduc, nu prea mă sui așa în ea, dar e destul de faină. O să fac eu un alt vlog separat cu ce cumpărăm de pe la Lidl sau de pe la alt supermarket. Deja sunt în întârziere cu mesele și am cam depășit cu aproape o oră timpul mesei. Deja m-a luat capul de foame. Mergem în casă și mâncăm masa pre-workout și o tăiem imediat la sală, deoarece după aia am și cliente în sală și o să mă mai lungesc astăzi. Și ca de obicei, masa mea arată cam așa, masa pre-workout, 150 de grame de piept de pui, 50 de grame de orez, am pus spirit și niște delicat din acela bio și nu mai am castraveți murați, așa că dăm cu niște sfeclă cu hrean. Gata, am mâncat și ne vedem de la sală, de la antrenamentul de fesieri. Sunt la sală, mi-am băut și pe workout-ul, m-am și încălzit, 5 minute de bicicletă și 5 minute cu benzi elastice, încălzire specifică fesierilor și voi să vă arăt saloteta mea super drăguță, tot de la Leggings, bineînțeles. Și dacă vă place, o puteți achiziționa cu 10% reducere folosind codul meu LORE10. Nu este transparentă, este foarte fină la atingere, un material de super mare calitate și un outfit perfect pentru zi de spate sau de fesieri. Am început și primul exercițiu pentru fesieri, anume la aparatul de abductor, unde am 5 serii, sunt la 3-a serie, iar aici am de făcut 12 repetări și trebuie să țin în izometrie 5 secunde. La fiecare serie, bineînțeles că virgulă crește în greutate. Am trecut și la al doilea exercițiu, sunt deja la a treia serie, aici am 4 serii cu diferite tehnici de intensitate.
Bineînțeles, vă recomand cu drag să purtați mereu, vă spun în toate grupurile, să purtați centură. Mai ales la aceste exerciții ce funcționează în zona lumbară. Și la feedback, sunt deja la a doua serie. La fiecare exercițiu, după cum v-am spus, am mai multe tehnici de intensitate, dar dacă aș sta să le spun pe toate sau să le arăt pe toate, ar dura, cred că, fix cât îmi ia mie antrenamentul, anume 2 ore. Așadar, pe repede înainte, o să facem aici la a doua serie câte 12 repetări, lent pe pozitiv și ținem în izometrie 3-4 secunde până la 5 secunde, dacă puteți. Și la fel puteți să folosiți centura, să o țineți la spate, deoarece sunt sigură că simțiți iar durere lombară. Eu de foarte multe ori, mai ales când pun greutăți mai mari, chiar o folosesc. Și dacă vă place centura mea, cea roz, o găsiți pe Vitabolic, codul LOLOVTB și aveți și 10% reducere. Mi-am verificat filmarea de dinainte și, sincer, am rămas cam uimită ce șunculițe mi-a păreau din cauza centurii, dar să nu vă faceți vești, nu sunt așa. Deci, centura câteodată te avantajează sau nu? Să trecem și la ultimul exercițiu, Good Morning cu bara. Aici am 3 serii, prima serie 15 repetări cu greutate mai mică să facem conexiunea multe mușchi. Și două serii grele cu unde bineînțeles creștem greutatea și facem între 8 și 10 repetări.
Am trecut și la ultimul exercițiu, anume îndreptări. Acest exercițiu lucrează atât creierul cât și femoralul, de aceea las mai la urmă pentru a-mi încălzi foarte bine și femoralul. Aici obișnuiesc să fac 3 serii unde cresc greutatea și scad numărul de repetiții. Stai că s-a băgat preț în ochii lui Kitty. Kitty, mama, nu ca știi. Wow! Kitty! Ți, mami! Vă era dor de Kittyșor? Hai, Kitty! Ți, mami! Vrea niște piept de pui. Am revenit și cu masa post-workout, la fel ca pre-workout, dar știu plictisitor. Dar asta este, sunt cele mai bune surse oricum de carbo și de proteină, în jurul antrenamentului mai ales. Și de data aceasta a luat Iubi vreo 6 borcane din acestea, sunt bio de sfeclă, rasă cu ce era? Hrean. Cu hrean. Și mai completăm puțin așa să nu ne stea prea mult în gât. Ia să vedem Kitty. Ia. Lui Kittyșorii stă în gât, niște piept. Hai! Hai, sus! Sus! Tip, hai! Mă pun să mănânc masa post-workout și cam atât pe ziua de astăzi. Mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, să dați și un like, un comentariu dacă v-a plăcut și chiar și un follow pe Instagram, Loredana_LoredanaX. Și să ne revedem cu bine la următorul vlog. V-am pupat!